de găsit. Azi vă voi pune o nouă întrebare, dar întâi să discutăm despre întrebarea de data trecută. Era vorba despre 20 de bile, 10 negre, 10 albe, pe care trebuie să le punem în 3 cupe, în așa fel încât să ne maximalizăm posibilitatea, probabilitatea de a câștiga. Ca să calculăm această probabilitate, am pregătit și tabla. Am primit puține răspunsuri și nu știu dacă din cauza că întrebarea a fost prea grea sau pentru că a fost prea ușoară. Singurul răspuns în care s-a făcut și calculul probabilității maxime de a câștiga a fost cel al colegei mele, Dana, pentru care cu siguranță întrebarea a fost prea ușoară. Acum să ne gândim cum trebuie să distribuim bilele. Odată este clar că trebuie să folosim o cupă sau două în care să punem doar bile albe. Câte? Din nou este evident că n-are niciun rost să punem mai mult de o bilă albă într-o cupă, acolo unde vrem să punem doar bile albe, pentru că oricum se extrage una singură. Și apoi, probabilitatea de a fi aleasă o cupă nu crește cu numărul bilelor din ea. Deci, trebuie să pun o bilă albă, fie într-o cupă, fie în două. Asta o să vedem, o să calculăm cum e mai bine. Și celelalte trebuie puse amestecate în vasul al treilea. Deci avem două posibilități și va trebui să calculăm pentru fiecare probabilitatea de câștig. Avem o dată, așa cum vedeți în desen, așa cum v-am spus, cazul în care folosim două cupe pentru a pune câte o bilă albă și în ultima le punem pe restul amestecate. Sau lăsăm o cupă liberă, cazul al doilea, pe care îl vedeți în desen, punem o bilă albă într-o cupă și restul bilelor amestecate în cupa a treia. Pentru că, vă amintiți, condiția era să le punem pe toate. Trebuie să punem toate bilele în cupe. Să calculăm probabilitățile pentru cele două cazuri. Pentru cazul întâi, avem odată șansa de a câștiga dacă este aleasă cupa din stânga. Cât este această șansă? 1 pe 3, pentru că sunt 3 cupe. Deci am odată 1 pe 3. Apoi, dacă este aleasă cupa din mijloc, din nou am câștigat. Șansa să fie aleasă ea este din nou 1 pe 3. Deci 1 pe 3 plus 1 pe 3 plus dacă este aleasă cupa a treia. Deci dacă a fost deja aleasă, care este șansa de a câștiga? În cupa a treia am 8 bile albe și 18 bile în total. Asta înseamnă că șansa de a fi extrasă o bilă albă din această cupă, dacă a fost aleasă ea, este de 8 supra 18. Pentru că, repet, am 8 bile albe și am 18 bile în total. Dar șansa să fie aleasă această cupă este tot 1 pe 3. Și atunci șansa mea totală să câștig cu cupa a treia este 1 supra 3 înmulțit cu 8 supra 18, care se poate simplifica și o să avem aici 4 pe 9. Acum putem calcula șansa totală. Avem 1 supra 3 plus 1 supra 3 plus 4 supra 3 ori 9. Numitorul comun este 3 ori 9, înseamnă că aici trebuie să amplific cu 9 și aici cu 9 și voi avea 9 plus 9 plus 4 supra 3 ori 9, adică supra 27. Ceea ce înseamnă că pentru această distribuție, șansa de câștig este 18 plus 4, 22, supra 27, adică aproximativ 0,81, sau dacă vrem să vedem în procente, atunci avem 81%. Deci, pentru această distribuție, șansa să câștig este un pic mai mare decât 81%. Acum să calculăm probabilitatea în cazul în care folosim doar două cupe. Adică cupa din stânga este goală,
cupa din mijloc conține o bilă albă și ultima cupă conține 19 bile, dintre care 9 sunt albe și 10 sunt negre. Deoarece, în cazul în care se alege vasul gol, regula era că se repetă alegerea, vasul gol nu contribuie la probabilitatea de câștig. Pentru că, indiferent câte vase goale ar fi, ele nu fac decât să amâne procesul în care trebuie să fie aleasă una dintre cupe. Gândiți-vă, de pildă, că ar fi 10 vase goale. Se schimbă probabilitatea? Nu, pentru că de câte ori se alege un vas gol, se repetă alegerea. Și în final se va face alegerea, de fapt, doar din două. Deci doar două dintre cele două vase, pe desenul nostru, cele din dreapta, contribuie la probabilitatea de a câștiga. Și acum să vedem care sunt șansele în acest caz. De data asta, șansa să fie aleasă cupa care conține bila albă este 1 pe 2. Pentru că, repet, doar două dintre cupe contează. Și atunci am o dată 1 pe 2 plus, dacă este aleasă cupa în care am restul bilelor, șansa de a fi extrasă o bilă albă din ea este 9 pe 19. Pentru că am 9 bile albe și 10 bile negre, 19 în total. Dar, așa cum am făcut raționamentul și în primul caz, aceasta nu este șansa finală, pentru că șansa să fie aleasă această cupă este din nou 1 pe 2. Și abia apoi intervine șansa de a fi extrasă o bilă albă din această cupă. Așa că trebuie să înmulțesc cu 1 pe 2. 1 pe 2 înmulțit cu 9 supra 19 și asta este șansa totală de a câștiga cu această distribuție. Să vedem cât este ea. Numitorul comun este 2 ori 19, trebuie să amplific prima fracție cu 19 și atunci am 19 plus 9 supra 2 ori 19, care este 38. Adică, la această distribuție voi avea 28 supra 38, pot să simplific cu 2, și voi avea 14 supra 19 șansa de câștig. De data asta, 19 nu mai intră de 8 ori în 140, intră abia de 7 ori. Deci am aproximativ 0,7 și rămâne un rest de 6. Deci am 0,74 aproximativ șansa de câștig, adică în procente 74%. Ceea ce înseamnă că în această distribuție șansele sunt mai mici decât dacă folosesc toate trei cupele, așa cum am făcut prima dată. Așa că rămânem la distribuția în care am o bilă albă, o bilă albă și restul bilelor în a treia cupă, pentru că această distribuție îmi dă șansa, așa cum ați văzut, de aproximativ 81%. Un pic chiar mai mult decât 81%. Concluzia. Dacă punem câte o bilă albă în două cupe și pe restul le punem în cupa a treia, avem peste 80% șanse de câștig. Adică un pic peste 4 din 5. Sau altfel spus, șansa de a câștiga este de 4 ori mai mare decât șansa de a pierde. Pierderea este într-adevăr dublă față de câștig, așa erau datele întrebării, dar încă o dată spun, șansele de a câștiga sunt de 4 ori mai mari decât șansele de a pierde. Ceea ce înseamnă că din punct de vedere statistic, pariul merită să fie făcut. Dacă se repetă pariul de 100 de ori, de pildă, atunci cel care pune bilele în vase câștigă de
în jur de 81 de ori, nu? 81% era procentajul de câștig, ceea ce înseamnă 8100 lei și pierde de aproximativ 19 ori, ceea ce înseamnă o pierdere de 3800 de lei, ceea ce în final înseamnă că cel care are dreptul să distribuie bilele cum dorește și care știe cum să le distribuie, rămâne cu un câștig de peste 4000 de lei în cazul în care, repet, pariul se repetă de 100 de ori. Să vedem acum întrebarea de azi. N-are nimic de-a face cu probabilitățile, are în schimb de-a face cu concentrațiile, mai exact cu concentrațiile de volum. Poate că unii ați uitat cum se definește concentrația de volum, așa că vreau să vă amintesc întâi acest lucru. Există lichide care se amestecă perfect unul cu celălalt, în orice raport. Astfel de lichide se numesc lichide perfect miscibile, de pildă apa și alcoolul sau apa și săpunul lichid. Să presupunem că avem două astfel de lichide, lichidul A și lichidul B, și avem volumul V mare din lichidul A și turnăm peste acest volum V mare din lichidul A un volum V mic din lichidul B. În acest caz, concentrația de volum a lichidului B în amestecul care se formează este dată de relația V mic supra V mare plus V mic. Adică volumul lichidului B împărțit la volumul total al soluției noastre, pentru că volumul total acum este V mare plus V mic. Dacă vrem să fie în procente, atunci mai înmulțim cu 100, dar pentru noi e suficient dacă o lăsăm sub această formă. Deci, aceasta este concentrația, să o notăm cu C, concentrația de volum. Și întrebarea va fi în legătură cu această concentrație de volum. Avem în două pahare cantități egale de apă în paharul din stânga, respectiv săpun lichid în paharul din dreapta. Luăm un anumit volum de săpun lichid folosind o măsură din plastic și turnăm acest volum de săpun lichid în apă. Și apoi amestecăm bine de tot până se omogenizează soluția. După ce s-a omogenizat soluția, folosind aceeași măsură din plastic, luăm același volum de lichid, de data asta din paharul din stânga, și îl turnăm peste săpunul lichid în paharul din dreapta și omogenizăm din nou soluția. Acum volumele de lichid din cele două pahare sunt din nou egale, dar lichidele nu mai sunt pure. Avem un pic de săpun în apă și un pic de apă în săpun. Întrebarea este, care concentrație de volum este mai mare, cea de săpun în apă sau cea de apă în săpun? Trebuie să precizez că nu e vorba de vreo șmecherie, cum ar fi faptul că ați putea presupune că săpunul lichid a conținut și apă. Săpunul lichid era pur, nu conținea apă. Și acum forma finală a întrebării, mai ușor de ținut minte, voi spune mai mult în sensul de volum mai mare. Și atunci întrebarea ar fi cam așa. Avem mai mult săpun în apă sau avem mai multă apă în săpun? Aștept răspunsurile. La revedere! Thank you.